Salut și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal, dragi prieteni. Îmi pare rău că n-am mai postat aproape 2 săptămâni de zile, sau îs 2 săptămâni, dar am zis să iau o pauză mai lungă de la YouTube. Vă cum puteți, m-am apucat din nou. Na. Uitați aici e puroica, am dat-o la montă, deoarece am vrut să văd dacă se ține, dacă a fost bună puroica și a fost bună, uitați. Trebuie să fete, nu știu când, cred că pe 20 o să fete asta. Pe cum te vede, e puroica asta albă. O las să crească, o să o fac mare. Și pe aceasta, Uriaș Griceman. Am vești noi să vă zic. Aici nu mai avem niciune pentru că puteți vedea, aici este gol. Aici avem ceva orz. Uitați aici, orz. Aici avem amestec, dar lipsește floarea, pe cum puteți vedea. Aici avem tot așa, dar aici au floare deoarece astea au mai rămas și le-am dat dimineață. Aici avem noi iepurași. După cum știți, am avut mulți iepuri, de-aia am vândut. Nu mai am perechea aia albă mare. Cum puteți vedea, dacă vă întrebați, asta nu este mama lor. Am băgat-o aici deoarece, na, am zis să fie cu ei aici în cușcă. După cum puteți vedea, am luat 3 pui de cap de leopitic. Sunt 3 femele. Da, sunt frunți de pui băștia. Cum puteți vedea, sunt foarte prietenoși, na, sunt mai speriați. Dar le-am dat și lor mâncare, iau aici. De asta că am văzut că băiatul de unde i-am luat le dădea chestii, mâncare dintre asta și, na, ei fiind mici, au și ei așa, dar văd că l-au mâncat. Cum puteți vedea, aici o să închid la ei. O să scătă iepuraica cât de curând de la ei, deoarece ei, nu fiind mama lor, n-are rost să stea aici cu ei. Na, au, ce este amestec. După cum știți, da, ei dințele nu mai sunt aici, frate, deoarece le-am dat la stână. Pentru că am vrut să strâng și eu mâncare pentru ele, pentru la iarnă. Și da, nu mai am ce să vă arăt așa nou, după cum puteți vedea, avem aici găinile. O să le dăm și lor niște orz. Că am văzut că le plac foarte mult orzul. Gata, fraților, toți am băgat acolo orz. Tata aici este bobiță, cățelul care l-am adoptat. El tot se jucăusește. Este foarte fericit, fraților. A rămas așa de la ei. Este pe aici. O să pun asta aici. O să le mă duc să mai aduc ceva iarbă. Mai apuși. Și na, fraților. O să vă arăt și calul, dar în episodul viitor, cât de curând o să apară și acela, cai. După cum puteți vedea, iepurașii sunt foarte vioi, ăștia mici. O să trebuiască să mai aduc încă unul și, na, o să mai aduc mai mulți iepuri. Deoarece, dacă am dat edițiile la stână, o să mă apuc din nou de iepuri. După puteți vedea, ce frumos. Iepuraica o lăs să se facă mare și ea are în jur la 2 kg. Este foarte greu, grea, nu greuță. Dar este un cap de leu. Ăștia cred că o să se facă și ei cel puțin ceva mai mic ca ea, deoarece ei sunt cap de leu. Ia uitați. Asta au ceva mai gri pe aici, maro. Asta este negru. Este ea, pentru că este femelă. Este neagră completă. Cine, fraților? O să le mai băgăm și lor ceva amestecat asta. Dar nu se le băgăm mult, deoarece nu are floare. Am văzut că le place foarte mult floarea. Dar nu știu dacă era mai bine să nu le bag nici floare, deoarece au granulele astea speciale pentru ei. Nu se le bag o mână. Să închidem aici. Dar trebuie să le fac și lor asta mai ok, deoarece na, o să scape noaptea. Dacă o să ducă la cățea, o să mănânce. Să închidem asta deoarece o să intre gânele și o să mănânce tot de acolo. Puteți vedea, e puroiul. S-a făcut foarte mare. Uitați-l acolo. Nu știu, cred că prin
august face un an sau în septembrie. După cum te zidea, mănâncă iepuroi ca granule. Mă mănâncă de pe jos. Nu știu că mă, a fost cu acest videoclip. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Cu voi a fost, ne vedem în clipul următor. Pa, pa!